Metronom duminical. Prezintă Cornel Chiriac. Bun găsit, dragi prieteni. Astăzi întâlnirea noastră obișnuită de duminică. Ponderea scrisorile și numai scrisorile, cu excepția unui singur moment. Topul de 10 minute din secția străină de la revista Săptămâna, la orele 3 și 10 minute. Nicolae Munteanu, Mr. Sports, este bolnav astăzi. Să îi aruncăm prin gând urarea de la mulți ani. Gripa Batovina. Această iarnă joacă în prelungiri și nu se lasă deloc dusă cu preșul de flori și verdeață al primăverii. În studioul emisiunii Metronom Duminical, o cunoștință veche a voastră, Luminița Dobrescu, pe numele ei artistic aici în Germania. Luminița. Luminița. Că la nemți Luminița e Luminița. Bun, Luminița, îți urez bun venit în studioul emisiunii Metronom Duminical. Mulțumesc, spun bine te-am găsit și îmi pare bine că, de fapt, sunt pentru prima oară în emisiunea ta. Da. În România am suferit. Da, adică vrei să spui că atunci când metronomul se difuza la Radio București, te persecutam. Nu știu dacă mă persecutai, dar atât am spus că sunt prima dată. Da. Ei, ai mai fost la noi prin intermediul telefonului, dar niciodată ca prezență fizică. Vreau să îți aduc la cunoștință câteva lucruri foarte importante. În primul rând, că publicul, prietenii și admiratorii tăi din țară nu te-au uitat și că datorită metronomului sunt la curent cu activitatea ta artistică aici în Occident. Le-am prezentat cele 3 discuri realizate de tine și avem astăzi încă o dată prilejul să le prezentăm. Vreau să-ți mai aduc la cunoștință faptul că în secția soliștilor vocal din clasamentul Pop-Pol Metronom 71 ești cât pe aici să ieși prima. Asta nu poate decât să mă bucure și le mulțumesc din inimă tuturor ascultătorilor din România și tuturor admiratorilor mei, prietenilor mei. Da. Această introducere fiind făcută, aș vrea să ne povestești acum câte ceva despre tine, Luminița cu TZ, de aici, din Germania. Germania. Când ți-ai început cariera în Germania? Cariera mi-am început-o în toamna anului 1970, în urma unui turneu. Așa cum cred că știi și tu, cu Orchestra Electric Record, am fost în Stuttgart, pe urmă am fost o lună la Stockholm, după care eu am plecat, am avut un angajament la Travemünde de 2 săptămâni, am venit la Berlin, de la Berlin am plecat la Sopot, unde am cântat la ziua discului și am făcut o impresie foarte bună, de altfel trebuia să câștig premiul întâi la ziua discului, dar au fost niște neînțelegeri datorită faptului că trebuia să plec pe data de întâi, trebuia să fiu deja la Berlin și neputând sta să mi se dea premiul a fost dat unui spaniol, lui Manolo Escobar. Așa, și cum spuneam, pe 1 septembrie m-am reîntors la Berlin și înainte cu un an cunoscusem foarte mare, un fost star aici în Germania,
actriță și cântăreață, o actriță de film și o cântăreață, doamna Evelyn Künecke, care, așa stând de vorbă la o cafea, m-a întrebat: ei, dar tu ce ai de gând să faci? Și am spus: păi ce am, ce să fac? Vreau să cânt. Dar nu știu cum să încep. Ea, îți dai seama că aveam relații și are fenomenale relații peste tot la diverse case de discuri și mi-a propus să merg să dau o probă la casa respectivă unde sunt, la Hansa, în Berlin. Și eu nu știu nicio babă nemțească. A fost îngrozitor, îți dai seama că trebuia proba dată în limba germană, în sfârșit cu chiu, cu vai, am învățat cu ea două cântece și am mers și am dat o probă. A fost fenomenal. Știi, toată lumea pentru mine a fost așa o... Și nu-mi vrea să cred. Am intrat în studio, am început să cânt în nemțește, fără niciun fel de emoții. Culmea, știi, eu fiind foarte super emotivă, da. E, fiind totuși deținătoare a cerbului de aur, aveai o oarecare siguranță. Mă rog, siguranța, normal că mi-am căpătat-o în câțiva ani de muncă foarte... foarte susținută. Așa, și în urma acestei audiții... Și în urma acestei audiții, care a fost foarte... s-ar părea foarte bună, în sfârșit am fost chemată câteva zile mai târziu de producător, am făcut un contract și mai departe... Și primul disc. Am făcut primul disc, da, primul disc a fost făcut după 3 luni. În astea 3 luni, bineînțeles că compozitorul care, Dieter Zimmermann, care e unul din cei mai mari compozitori acum la ora actuală în Germania și foarte talentat, de fapt, cu cântecul lui Diese Welt a câștigat Katia Epstein anul trecut la Eurovision, premiul 3, da. Și el în lunile astea mi-a pregătit un cântec foarte frumos, Wo finde ich Liebe, unde găsesc dragoste. Piesa și discul cu care te-ai lansat, aici în Germania. Hai să-l ascultăm și să ne aducem aminte de acest început de an 1971, exact. Exact, bun. Wo finde ich Liebe, adică unde găsesc dragoste? Luminiță. Und wieder liegt die Stadt im Abend. Warum muss ich so alleine sein? Oh!
Finde ich Liebe, unde găsesc eu dragoste, cu invitata emisiunii Metronom Duminical, Luminița TZA. Spune-mi, Luminița, ce satisfacții ți-a adus acest prim disc realizat în Germania? Da. Cu primul disc am, în primul rând, ceea ce mi-am dorit întotdeauna și ceea ce este foarte principal pentru un cântăreț sau o cântăreață de muzică ușoară sau indiferent în ce, în ce domeniu, sunt emisiune de televiziune care, care îți fac reclama cea mai mare. Și cu primul disc am avut la televiziunea germană 6 emisiuni, ceea ce astea au fost în decurs de 4 sau 5 luni. 6 emisiuni, da. Ceea ce pot să spun că este un record. De altfel, ai făcut un record și în ceea ce privește discurile. Într-un singur an ai lansat 3 discuri single, ceea ce mi se pare că în România... Da, în România a fost cam greu. În România, în 4 sau 5 ani, dacă mi-aduc bine aminte, am făcut 2 discuri. Ceea ce și mie mi se pare puțin cam curios, cu toate că aveam destui fani care vroiau să asculte cu foarte multă plăcere un disc în interpretarea mea, dar mă rog, probabil că producătorii casei de discuri Electrecord au ajuns la concluzia sau ajunseseră la concluzia că nu era așa mare nevoie să producă discuri cu mine. Probabil. Bine. Și culmea a fost că în urma festivalului de la Brașov, melodia cu care am câștigat Cerbul de Aur, O Finimioară, nu a fost înregistrată pe disc. Din ce motive? Din ce motive? Motivele nu sunt cunoscute, nici eu nu le cunosc și aș fi dorit să le cunosc, dar s-ar fi spus că melodia fusese înregistrată înainte cu 1 lună pe un disc cu Aurelian Andreescu și că nu mai era nevoie să se mai facă un disc nou. E, bine, dar și erai... discul fusese cerut și în străinătate, că trebuia să merg imediat în Olanda, unde a făcut un show cu Connie Fink. Și un show personal de jumătate de oră și mi s-a cerut o finimioară și n-am avut decât o bandă și toată lumea m-a întrebat, dar disc nu ai, dar discul de la festivalul de la Brașov nu există. De ce nu există? Pentru că nu există. Asta este o mare boală a festivalului de la Brașov, faptul că nu se pun imediat la dispoziția publicului discuri din festival, așa cum se face, se obișnuiește mai la toate festivalurile de prestigiu. În general, la festivalurile mari și îmi pare rău pentru că oricum festivalul de la Brașov este considerat, nu știu dacă așa o să mai fie și pe viitor, dar a fost considerat și este considerat unul din festivalurile mari din Europa, nu? Și în general la asemenea festivaluri discurile apar înainte de începerea festivalului, nu? Ca publicul să știe într-o oarecare măsură despre ce e vorba. Bine, la festivalul de la Brașov este întotdeauna sunt întotdeauna mari excepții, știi? Și lucruri pe care eu nu mi le-am putut lămuri niciodată. Bine, este și haosul organizatoric, mai bine zis, un haos organizat. Pentru că în asta... se pare că la noi dezorganizarea a devenit o specialitate, dar să revenim la activitatea ta de aici din Germania. Probabil că dacă mai rămâneai în România, după ce ai câștigat Cerbul de Aur, ai fi avut șansa să faci și 6 discuri într-un an, știu eu. Sau poate că niciunul. Sau poate că niciunul. În urma amabilității, știi, cu care am fost întâmpinată după festival. Bine. Stau și mă gândesc cum am putut să suport, știi, toată atmosfera de după. A fost îngrozitor, dar mă rog, am suportat-o. Totuși, dacă am pomenit de festival și de faptul că ai obținut Cerbul de Aur, pentru prima oară un solist român obținea acest mare premiu, ce ai simțit atunci? Ce sentimente ai încercat? Desigur că ai fost bucuroasă. Da, normal. Am fost bucuroasă, mai ales pentru faptul că am câștigat 20.000 de lei și îți dai seama că majoritatea persoanelor care mă invidiau nu mă invidiau pentru faptul că am câștigat un cerb suflat cu aur, ci pentru faptul că am câștigat 20.000 de lei, știi? Aha, deci și probleme materiale. Mi-am făcut, da, bineînțeles, și mi-am făcut, știi, sute de mii de dușmani. Numai pentru această sumă foarte puțin importantă pentru mine.
Da. După primul disc pe care l-ai lansat aici și după primele emisiuni de televiziune, inimioara, of inimioara, s-a mai așezat, s-a mai liniștit, da. Și ai trecut și la alte realizări. Al doilea disc. Al doilea disc, da, care l-am melodia... Einmann. De la Ein Mann, ein Wort, un bărbat, un cuvânt. De fapt, asta este o zicală. Un proverb, da, foarte cunoscut. Așa. Și cu discul ăsta am făcut un film, mai bine spus, discul, această melodie am cântat-o într-un film, într-un serial de televiziune care se va da anul acesta. La televiziunea germană. La CDF, postul 2 al televiziunii germane. În film ai și un rol? Da, în film dețin rolul principal împreună cu un actor foarte bine cunoscut aici în Germania, un actor foarte tânăr și foarte bun acum, cu Stefan Behrens. Stefan Behrens. Uh-huh. Despre ce e vorba în film, așa în general? Da, filmul se numește Muzic im sechsten Stock, mai bine zis, muzică la etajul 6, da. Și este vorba despre un pianist, respectiv Stefan Behrens, care în fiecare serie a filmului se îndrăgostește de câte cineva. Da. Așa, mai departe nu trebuie să spun, rolul este foarte frumos. Din păcate cânt foarte puțin, dar satisfacția principală este că am avut un rol principal și că s-ar părea că l-am făcut foarte bine. Da, și poate constitui ceea ce poate și doresc un început. Un început în cariera de film. Bun, să auzim deci piesa pe care o interpretezi în acest prim film al tău. Se zice în film artistic, deși este film de televiziune, s-a făcut această distincție. Nu exclude televiziunea elementul artistic. Sunt și televiziuni la care acest element este exclus. Ein Mann, ein Wort, cel de-al doilea disc single al Luminiței, piesa pe care o lansează în serialul de televiziune Muzică... Muzica la etajul 6. Da, ne întrecem în nemțește. Luminița, ein Mann, ein Wort. Ich hab nicht gefragt, ob es Liebe ist, denn wenn man beim Küssen Liebe vergisst, denkt man nicht daran, dass so kommen kann. Heute ist heute und morgen ist so weit, doch in einer Nacht voller Seligkeit hast du mir gesagt, dass es nun so bleibt. Ich kann auf dich bauen, du hast mein Vertrauen und ich sag nicht nein. Ein Mann, ein Wort, ein Wort von mir, du gehst von mir, nie wieder fort. Was immer auch geschieht, jeder Tag mit dir, den das Leben bringt, ist wie ein Geschenk, wie ein Schicksalswind. Und ich zähle nur, wie die Sonnen hoch, Stunden voller Glück und Sonnenschein. Doch kommt einmal Regen, so dann und wann. Ich hab ja dein Wort und ich glaub daran, dass es sowas gibt, ich bin so verliebt. Ein Mann, ein Wort. E vorba despre cuvântul care se ține. Și Luminița și-a ținut cuvântul.
În sensul că... Nefiind bărbat. Da. În sensul că și-a continuat activitatea artistică, înfruntând necunoașterea limbii și greutățile inerente oricărui meseriale. Început. Dar a fost ajutată, nu? Mm-hmm. Spune-mi, colaborarea ta cu compozitorul Dieter Zimmermann este de lungă durată și rodnică? Da, mă, de la început s-a părut că e rodnică și sper să fie și de lungă durată. Mie personal îmi place enorm de mult cum scrie și într-adevăr este considerat unul dintre cei mai buni compozitori, este și foarte talentat și scrie aranjamente foarte, foarte bune. Sper că a observat primul disc, fiind de Echlibe, este aranjat de el și sună foarte bine. Și al treilea disc, tot el mi l-a scris, este vorba de Ein neuer Tag, ein neues Glück. O zi nouă, un noroc nou. De fapt, un an aici nou. Aici un an nou, un noroc nou pentru mine. Se bat în lemn. Așa, cântecul ăsta este scris într-o manieră franțuzească, așa seamănă puțin cu Milord. Și ca manieră de, și de cântat, este complet diferit de primele două discuri pe care le-am făcut. De fapt, astea trei discuri făcute de mine până acum au fost trei încercări. Și în sensul că primul disc a fost un fel de pop, nu? Da. Așa? Da. Al doilea, Ein neuer Tag, ein neues Glück, un tipic schlager nemțesc. Ein Mann, ein Wort, da. Exact. Iar Ein neuer Tag, ein neues Glück este scris într-o manieră franțuzească, în maniera în care cântă aici și are succes Mireille Mathieu. Hai să-l ascultăm, să vedem dacă și ascultătorilor o să le placă. Să sperăm. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Luminița. Träumen, die schöne Träumerei, auf einmal hatte nichts mehr einen Sinn. Dann kamst du vom Zufall her geführt, wie doch plötzlich alles anders wird. Ein neuer Tag, ein neues Glück, du bist bei mir, alles andere zählt nicht mehr, was gestern war, liegt weit zurück, als ob die Zeit vor dir nie gewesen wäre. Ein neuer Tag, ein neues Lied, das neue klingt, wenn sich's frei, wie wir verstehen, ich weiß genau, was auch geschieht, so wird es immer weitergehen. Stell dir vor, rief mich vorhin an und wollte wissen, ob ich traurig bin. Nach all dem, was mir angetan, doch seltsam, ich war gar nicht böse auf ihn. Klang sehr verwundert und erstaunt, denn ich war noch nie so gut gelaunt. Ein neuer Tag, ein neues Glück, du bist bei mir, alles andere zählt nicht mehr, was gestern war, liegt weit zurück, als ob die Zeit vor dir nie gewesen wäre. Ein neuer Tag, ein neues Lied, das neue klingt, wenn sich zwei wie wir verstehen, ich weiß genau, was auch geschieht, so wird es immer weitergehen. Ein neuer Tag, ein neues Glück,
cu Luminița, cel de-al treilea și sperăm nu ultimul disc single pe care îl lansează în Germania. Luminița, care sunt proiectele tale de viitor acum? Mm-hmm. Deja am înregistrat prima parte a celui de-al patrulea disc și urmează ca în săptămânile viitoare să înregistrez partea B. Din proiectele mele face parte și deschiderea unei expoziții de pictură la Berlin. Asta nu știu când, e posibil în 2 sau 3 luni. Asta ținând, făcând parte din hobby-urile mele. Da. Ai da. Scrie, văd că pe coperta primului disc scrie ca hobby Kochen und Malen, știi? Gătesc și pictez. Mă rog, pictez, asta e un hobby, dar să gătesc, habar n-am. Și ai lucrat suficient aici în Germania, în domeniul picturii? Da, mă, cât am avut timp am lucrat și s-ar părea că ce am făcut până acum este destul de interesant. De altfel am și vorbit cu patronul... cum se spune, sălii unde o să de expoziție. Am, da, sări de expoziție și a fost de-a dreptul încântat de ce am făcut. Îmi pare rău că nu avem televiziune pentru ca să poată vedea și ascultătorii noștri lucrările tale de artă plastică. Luminița? Așa, ca proiect, ți-am spus, acest disc, expoziția și, bineînțeles, o serie de emisiuni care o să poate că o să le am la televiziune datorită celui de-al patrulea disc. Acum nu ne mai rămâne decât să ne luăm rămas da, de la să-ți mulțumesc că ai fost atât de drăguță și ai venit în studioul nostru. Da, să ne luăm la revedere și înainte de a ne lua la revedere să le lansăm invitația. Da. De a-ți scrie dacă vor da. Avea această da, dacă plăcere. Dacă scrie, pot să-mi scrie pe următoarea adresă din Berlin. 1 Berlin 31, Wittelsbacher Straße 18. Da, am să dau eu mai detalat această adresă după ce vom asculta piesa pe care tu vrei să o prezinți. Da, în mod special, da. Da, este vorba de Es gibt Sonne, es gibt Regen. Există câteodată soare, câteodată ploaie și acest cântec îmi aduce aminte de copilăria mea din România și aș vrea cu foarte multă plăcere să-l ascult. Bun, este fața a doua ultimului tău disc single. Încă o dată îți mulțumesc, Luminița, și sper să primești multe, multe scrisori. Și eu și sper la... să nu fie ultima noastră colaborare. A, nu, în niciun caz. La revedere! Și nu uita, es gibt Sonne, es gibt Regen. Sper să ai parte, însă numai de soare. Lidă. Aici Radio Europa Liberă.